Maria Sofia. Dacă mă duc și ajung în America și nu mai știu vine înapoi. Oare cum ahi? Te bombardează americanii. Iar mi-am adăpat bluza. Aici mă mut. Este apă. Apă nu, dar este mult. Este mult ce? Anul ăsta nu trebuie să mă mai duc la Techirghiol. Nu trebuie să te mai faci un pachetel cu nămâna. Hai să mâncăm, că ni-e foame de nu. Ce dorești să mănânci, Victor? Pateu sau pâine cu? Eu vreau pateu. Pâine cu. Cu ce? Cu. Vreau pâine cu. Eu vreau niște pâine cu pateu, cu un pic de brânză neîntinsă. Pe deasupra? Da. Bine. Dar pe că voi nu vă grăbiți deloc, voi nu vi foame. Doar nu-i mânca roșii goale, așteaptă până e gata ceva. Eu mănânc deja, că le pot băga atâția pe sale. De ce râdeți voi de mine? E frumos să râdeți de bătrânul vostru. De bătrân! De bătrânul vostru, tată. Nu. Eu și castraveții, cei mai buni prieteni. Ce să fac? Îmi place pateu. Doamne, orice îi, dar numai pateu nu e asta. Eu. Vă ce ligioane scot din cizmele astea, că nu le-am mai purtat de vreo 4 ani. Astea le-am luat când turnam betoanii fundații la construcție. Hai, Victor, să ne băgăm! Wow, mă mir! Am pe frunte, Sofia. Omul... Aurmu, dă-mi ața, Sofia. Hai, Sofia, dar pe tu ești ajutorul lui tati și al mamei. Aștept un... Nu, bă. Că nu-i departe, nu? Hai, repede, repede. No, am us... Tati! Să vă duc cât mulă e. Vreo jumătate de metru. Cu grijă. No, dar țin eu cătătine să nu mi se bage în cap apa. Ce-ai acolo, Victor? Lipitoare. Stai, nu mai mișca. Îngrozitor, Victor. Dă-o jos. Așa. Și-o iau înapoi și mă pun. Dar de ce vrei să o pui tu? Ce vrei să obții cu treaba asta? Nu știu. Ceva. Ești curios ce se întâmplă? Vrea să vadă cum surge sângele o lipitoare. Ești curios ce se întâmplă? Da. Ați golit ceva aici aproape? Nu. Ai grijă? Hai, minerule. O, viață de... Țărani. Viață
dimineață de țărani. Nu știu ce apă mă avea noi aici. Că e numai mâl. E numai mâl, mă, Victor, mă! Facem aici o lucrare foarte specială. Trebuie să imortalizăm momentul, pentru că Andreea, gheata de ea nu mai putut ridica gălețile în sus, așa că am venit eu la ridicat și dumneavoastră s-a băgat în fântână. Ia, uitați-o! Iar mi-am adăpat bluza! Na, trage. Cum e, dragă, în fântână? E frumos? Îți place? Aici mă mut! Este apă! Apă nu, dar este mult! Este mult ce? Anul ăsta nu trebuie să mă mai duc la techirghiol. Nu trebuie să te mai faci un pachetel cu nămâna. No. Uite, și Victor mi-a adus o găleată de apă. Uite, aici trebuie să o pui din coace. Trebuie să o pui acolo, așa. Mulțumim! Nu-i prea convine că a venit a treia tură consecutiv și el consideră că Sofia nu o să mai ducă încă trei ture, da? Du-și și tu trei ture, așa e, Sofia? Da. No, mami! Ce vrei să zici, dragă? Am luat un frig, așa, pe la șale. Vii sus? Păi n-aș veni încă, măcar să mai umplem o roabă și apoi. No, pe nu sta, dacă ți rece, gata, hai să spălăm și las-o în sărăcie. Faza e că Andreea, beata, ridica câte jumătate de găleți și eu am zis să mi le umple a mele. No, cum s-o cotești tu, dragă? Dar nu mai sta mult, dacă ți rece, vii afară. Rece, dar nu știu, găleată să spăl atunci. Da. Netezăști un pic pe jos, pe acolo? Până în ultimul moment am tot sperat că vom da de izvorul care alimentează această fântână pe care am curățat-o, dar din păcate ne-am dat seama că este doar un rezervor care colectează apa de ploaie. Apa care ajunge în pământ se infiltrează prin fisuri până ajunge în acest rezervor. A fost o mare dezamăgire să descoperim că nu este niciun izvor acolo, pentru că asta înseamnă că depindem tot timpul anului și în special vara, atunci când trebuie să udăm grădina, doar de apa de ploaie. Lăsând asta la o parte, am trecut la următorul rezervor pe care îl avem și aici a fost nevoie să curățăm foarte multă mizerie ce s-a adunat. Cel puțin unul dintre noi a fost foarte încântat, și anume Victor, pentru că lui îi place să se bălăcească în mol și în tot felul de scârboșenii. Băieții, ce să le facem? Aici se încheie acest video. Noi vă mulțumim pentru vizionare și să ne vedem cu bine data viitoare. Vă dorim spor în toate. Sănătate! Când ai greblă la îndemână, ți-o da Dumnezeu, dau o greblă. Așa că cine vrea să descurcă.